Vremea se va răci accentuată, astfel încât până duminică 9 octombrie valorile termice din partea de vest a țării se vor situa sub normele climatologice din toată țara. Va ploua pe arii extinse, iar vântul va avea intensificări în toate regiunile, dar iată pe larg datele meteo. În Arad, la noapte, vremea va fi instabilă, cerul va prezenta înnorări accentuate și pe arii extinse vor cădea averse însoțite de descărcări electrice. Izolat, cantitățile de apă pot depăși 10-15 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla moderat dinspre sud și vest, cu intensificări locale. Minimele nopții vor fi de 5 grade la Șiria și 6 la Arad. Mâine vremea se va răci accentuat, iar cerul va fi mai mult noros în prima parte, când temporar va ploua, apoi cerul va deveni treptat variabil și aria ploilor se va restrânge. Vântul va sufla de la slab la moderat dinspre nord-vest. Temperaturile vor fi cuprinse între 12 grade Celsius la Șiria și 14 la Arad. În Caraș-Severin, la noapte, vremea va fi instabilă, cerul va prezenta înnorări accentuate și pe arii extinse vor cădea averse însoțite de descărcări electrice. Izolat, cantitățile de apă pot depăși 10-15 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla moderat dinspre sud și vest, cu intensificări locale. Minimele sunt de 7 grade Celsius la Reșița, 8 în Caransebeș și Oravița și 9 în stațiunea Băile Herculane. Mâine vremea va fi răcoroasă în Caraș-Severin, cerul va fi mai mult noros și va ploua, apoi cerul se va degaja treptat. La munte precipitațiile vor fi mixte. Vântul va sufla de la slab la moderat dinspre nord-vest cu intensificări izolate. Maximele vor fi de 13 grade Celsius în Reșița și Oravița și 15 în Caransebeș și stațiunea Băile Herculane. La noapte în Timiș vremea va fi instabilă, cerul va fi noros și vor cădea ploi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla moderat dinspre sud și vest cu intensificări locale. Minimele sunt de 6 grade Celsius la Sân Nicolae Mare și 7 în Lugoș, Timișoara și Jimbolia. Mâine vremea va fi rece cu cer mai mult noros și va ploua. Vântul va sufla de la slab la moderat dinspre nord-vest. Maximele vor fi de 14 grade Celsius la Lugoș și Sân Nicolae Mare și 15 la Timișoara și Jimbolia. În Timișoara, la noapte, vremea va fi instabilă, cerul va prezenta înnorări accentuate și va ploua. Vântul va sufla moderat dinspre sud și vest, cu intensificări locale. Minima nopții va fi de 7 grade Celsius. Mâine, la Timișoara, vremea va fi rece, cu cer mai mult noros și va ploua. Vântul va sufla de la slab la moderat dinspre nord-vest. Temperatura maximă va fi de 15 grade Celsius. Duminică vremea va fi rece pentru această dată, cerul va fi temporar noros și va ploua ușor, la munte precipitațiile vor fi mixte, vântul va sufla de la slab la moderat dinspre nord cu intensificări locale, dimineața va fi ceață, minimele sunt de 4 grade Celsius în Arad și 5 în Caraș-Severin și Timiș, maximele sunt de 14 grade Celsius în județul Caraș-Severin și în Timiș și 15 în Arad. Luni vremea se menține rece pentru această dată, cerul va fi variabil, mai mult noros noaptea, când local în Crișana și pe arii mai restrânse în Banat va mai ploua. Vântul va sufla de la slab la moderat dinspre sud-vest. Temperaturile minime sunt de 2 grade Celsius în județul Caraș-Severin și 5 în Timiș și Arad. Maximele sunt de 15 grade Celsius în județul Caraș-Severin și 17 în județele Arad și Timiș.